Orchestra Națională de Jazz a Franței se întoarce în România după o absență de 30 de ani. Aceasta a avut aseară, 27 octombrie, primul concert din turneul Rituel la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești. În fruntea Orchestrei Naționale de Jazz a Franței se află dirijorul, compozitorul și chitaristul Frédéric Morin, pe care îl am astăzi alături de mine. Frédéric, când s-a înființat Orchestra Națională de Jazz a Franței și de cât timp ești dirijorul acesteia? Orchestra Națională de Jazz a Franței a fost fondată acum 36 de ani, în 1986, iar eu sunt directorul artistic al acesteia din ianuarie 2019. Orchestra are un nucleu stabil sau muzicienii se schimbă în funcție de proiect? Am posibilitatea de a alege muzicieni în funcție de program. Suntem în jur de 30 de muzicieni, dar ca nucleu stabil sunt 6-7 muzicieni care sunt prezenți în fiecare program, iar ceilalți schimbându-se în funcție de scopul artistic al programului. Spre exemplu, programul pe care îl interpretăm în România, Rituel, este unul cu 4 vocaliști și o secție de coarde. Am înțeles că provii din background-ul muzicii rock. Cât de departe merge muzica rock în compozițiile tale și de unde începe jazzul? I think like most of the musicians I'm just the product of everything I listen to and I. Ca majoritatea muzicienilor sunt rezultatul a tot ceea ce am ascultat și studiat. Încerc să nu gândesc muzica pe categorii. Așadar, pentru mine este o continuitate între genuri și uneori muzica pe care o produc poate să aibă influențe din genul rock sau din muzica contemporană. Într-adevăr, incorporăm influențe din muzica rock, muzica contemporană în muzica pe care o interpretăm, dar asta este doar datorită a ceea ce ne-a influențat până acum. Povestește-mi, te rog, despre programul cu care veniți în turneu în România. Muzica din Rituel este compusă în integritate de mine sau de alți compozitori ai orchestrei, iar scopul acestui program este de a crea o călătorie în jurul ritualurilor muzicii. Am lucrat la o carte intitulată Le Technicien du Sacré, în care am compilat texte vechi de 2-3 mii de ani din jurul lumii care vorbesc despre principalele preocupări ale umanității, precum nașterea, dragostea și moartea. Unii ar putea denumi acest program ca fiind unul conceptual, căci este menit să fie ascultat într-o ordine predefinită. Invităm publicul să ia parte la aceste ritualuri muzicale. Ai un mesaj pentru publicul din România? Același mesaj pe care îl dau oricui vine să ne asculte. Muzica este arta timpului, îți permite să privești în meleagurile minții tale, unde limita este impusă doar de imaginația ta, prin care te poți pierde ascultând muzică și unde poți uita pentru câteva clipe toate problemele din viața reală. În concluzie, dragi ascultători, Orchestra Națională de Jazz a Franței vă așteaptă astăzi la Sibiu, în cadrul Sibiu Jazz Festival și pe 1 noiembrie la București, la Palatul Bragadiru.